Cunosc Murgu. Cum îl cheamă? Vidan? Vidan. Vidan, de câți ani are? 8 ani spre 9. 8 prin 9 ani. Da. Nu că tu de mine, provine de la domnul Cristi Nichitean din Marginea. Cristi Nichitean de la Marginea? Da. Îl salut și îl mulțumesc frumos pentru fac. Îl ai de mult? 3 luni are la mine. 3 luni? Da. Frumos. Lasă-l așa că îl îndreptăm, îl aranjăm acum aia. Mai faci și echitații cu el, mai... Da, fac și echitații, i-am dat drumul și la mont, premiant la trasură, e campion și vice-campion în 2019. La... Am făcut întâi la Satul Mare, la, Satul Mare? La Horodnic și la Marginea Rocul 2. Hmm. Foarte frumos. Cum te găsesc, băieții, pe Facebook? Ștefan Gabriel Medviciuc. Ștefan Gabriel Medviciuc. Medviciuc. Da. Frumos. Te urci călare pe el, nu? Merge așa. Hai că mergem așa după aceea, da. Urmă, da. Lasă așa să vină la pase. Lucrez la păduri cu el. Doar de când plouă sau când... Da, păi na, când nu-i vremea favorabilă, normal că... Dar este de pădure. Mă invit într-o zi de lucru să facem o filmare la tras, la... Facem șefului. La Buștean. Uci. Hai, iau tu așa un pic înainte, dacă vrei. Cum o cheamă pe fată? Încă n-am botezat, dar să o botezăm de acum. Hai măi, mura, că îi se potrivește, gata. Școala Ciumârna, o zonă foarte frumoasă, o zonă de munte. Asta că dacă s-ar liniști un pic. Ea e liniștit, e blând ca o oiță. Vine cu viteză acolo în pașune, vine cu viteză până lângă tine, nici se oprește așa lângă capul tău, ea nu... Toată lumea pupu, e animal de companie. Da, păi da, eu dau un animal liniștit și blând, că de-a dragul. De-a dragul să-l... Ea în pădure sau undeva, ea e animal de companie. Cu harmăsarul lucrează la pădure, da, nu? Da, da. Da. Asta o ai de mic tu? Da, da. Am avut-o pe mama aici, mama aici. Avem poză cu ea de la 2 zile până acum. Frumos, ea apa oricum încă se dezvoltă de acum. Da, că nu e intens, ea nu e învățată. Nu e curajată, nu e asta pe pașune. Numai pe pașune. Da. E învățată, are intenții foarte bune, dar încă nu e pusă la activitate maximă, așa. A, ceva din ușor, așa. Da, din lângă. Bă, dar drumul ăsta la deală nu e mai liber undeva, așa, un pic? Da, e liber. Bă, da, e ulița. Hai să merem un pic mai la deală, așa, cu... Poate s-ar liniște și băiatul ăsta. Nu, mai e ochi, nu mai e ochi. Nu se liniștește, gagiu. Muncă, dar de când caut eu pe cineva să fac o filmare la... Gata, hai, gata, liniștește-te că... O să o filmăm așa un pic de sus, de la să urmărească pe camera. Cum îl cheamă, că am uitat? Vidan. Vidan. Da, ei, postați YouTube.
Așa că el m-a venit să mai liniștească un pic, nu da, prea. Da, la concursuri, pregătiri pentru concurs la satul mare, dacă... Mm. Dar au fost la satul mare, am cândva, n-ai fost? N-am fost, eram la muncă și am interesat de acolo, am avut treabă cu mare cu asta și nu... N-am avut cum și nici n-am știut. Trage-l un pic să treacă, doamna. Nici n-am știut. Este la gura putnii, dacă... Am auzit. Când e sărbătoare? Miercuri acum? Miercuri acum, da. Da, nu știu, da. Cum o să fiu de... Hai că vine că s-o liniștit-o, dacă... Hai, bidam, lasă, gata că... Scur mai îndată. Hai. Stai să merg eu îndeal și vine cu un pic cu... Da, un trap, da. Așa. Hai! Filmăm un pic și pe urmă se duce apa și... Da, da. Ca el tare... E foarte agitat. E agitat, da. Stai așa, ține-l acolo un pic să filmăm. Ultima iată care a fost nici nu a montat, a fost la probă și nu a mai stat și... Ah. El de asta e mai agresiv așa. Și peisaje frumos aveți aici în zona. Da, mulțumim. Toată lumea ne admiră pentru peisaj. Iernile au fost geroase, frig, tare, zăpadă mare. Nu, a fost chiar blând iarna asta și târziu a venit, numai greu s-a dus. Greu am scăpat de ea. Da, că ce se construiește? O casă sau ce se construiește? Da, dar se poate o vacanță. O casă de vacanță. Frumoasă e apă oricum. Da, în crește, e un copil, bebeluș. 6 septembrie, îmi face 3 ani. Bebeluș. Frumoasă e apă. Asta tot de românească e apă, nu? Românească. E apă românească și ea. Semigreu românesc. Vidan, stai liniștit că... Vidan e deja cunoscut, lumea deja îl cunoaște. Pentru cine urmărește, știe. L-am văzut cu călare într-o zi pe el da, și... Noi suntem începători cu activități turistice și recreative la Palma. Ah. Am fost atunci prima zi ca de probă. O să mergem și cu ea, parcă e mai liniștită și mai prietenoasă cu oamenii. E foarte agitată. Ah. Și îl dați la turist să meargă așa, ori îl țineți voi? Acum depinde din ce măsură. Și depinde de turiști, că da, de da. Se pricepi la... Sunt care sunt obișnuiți da, cu... Care... Să descurcă cu... Nu e nicio problemă, oricum, ea apa se vede că e foarte liniștită. Ea e foarte, e cea mai cuminte. E liniștită, e blânduță, se vede că e un animal. Așa, hai, urmărem camera și uite în sus. Uite-te la camera, uite acolo la poză. Uite. Hai. El îndată o să mergi cu ea, că îl filmez pe el că s-a agită prea tare și... O mai filmau dacă ar fi acasă un pic. Un peisaj foarte frumos aici la Ciumârna. Numai dealuri și liduri de fân. Foarte frumos.
Ce mers elegant are, așa mai mult piloc. Atât, doar 3 zile, nu? Nu-i stat luni în grea cum stau la altă și... Ia. Ghidan de 9 ani este scare, nu? Da, da, 9 ani. 8 prin 9. 8 prin 9. Un mult frumos. Mai se poți să mergi cu el la concurs și de frumusețe și de... Am spus că de frumusețe, ca de frumusețe, dar zic că dacă am să am timp, am să fiu bine dispus și să-mi permite timp, o să mă aduc, dacă s-o mai organiza, o să mă aduc la probe. La probe, la tracțiune. Păi în stânga un pic. Frumos. Cu ce se mai ocupă lumea pe aici? Cu pădurea, cu animale și mai mulți cu animale. Să cresc încă animale. Da, crește animale. Vitii. Cei mai mulți sunt plecați în străinătate, tineretul, din păcate. Tineretul e în străinătate. Nu știu cât mai sprijin statul român, cu Uniunea se vede că încă mai ține ceva, dar după cum se vede statul român... Nimic. Cam nimic, așa nu se știe cât o să mai păstrez tradiția și creșterea animalilor. Și... Cai mai sunt pe zonă? Puțin, dar puțin. Puțin, mai puțin, da. Dar dacă nu, se lucrează la pădure, la... Da, nu prea să mai găsesc oameni de pădure, nici cai de pădure, nici... Mai au băgat utilaj acum, au cred. Au băgat utilaj, au descurajat cumva lumea de... Da, aici, într-o zonă de munte, iarbă este mult, păcat să nu crește animale și... E frumos, este tot și tot ce ne trebuie, și iarbă, și apă, și... Un aer curat și frumos, aer tot curat ce vrei. Tot absolut, numai că forță de muncă nu prea găsești pe nimeni, la fâini, la păduri, la activitățile astea, ci... Și ducă și la noi, și se practică la noi. Hai să trec eu la vale și coborăm încolo. Da, încolo. Da, eu coborăm. Hai bine, parte dacă vrei. Să pun foț. Ia pe-o băgat ori acasă sau îi dă drumul înapoi în pășuni? El când o vede, iară se agită, știi ce? Iar acum am prins un pic mai cald. Da, mai frumos, așa și dacă o fi o mai filmat, ia apa după aia, poți să-l după ce îl bagi în graj. Și v-am spus, dar într-o mână de un an, când noi scoat, urmează, zic scoat, că a păscut, cred că o... O rățină, vara alta, cu păscuri. Nu-i scos de o bucată bună. Dar iapa am văzut că-i potcovită. Ai pus-o... Nu am pus, că o folosesc acasă, la trebuie. Da, dar tot o pui la faiton, nu? O pun. Așa mai din ușor. Da. Nu, din ușor, o pun la ce am nevoie, merg, la orice. E pus și la greu, numai că nu mult. Nu a fost mult, e potcovită a doua oară acum. Hai că ieșe soarele frumos. Aici e biserica din sat? Biserica din Ciumână. Din Ciumână. Aici e biserica și aici e școala. Școala și biserica. Stai așa. Și zici că a fost pus la probe la Horonic sau la Marge? La Horonic are loc întâi, la satul mare tot locul. Dar nu știi în ce an? În 2019. Da. Și la Marge are locul 2. Locul 2. Tot în 2019? Tot, același an. Ah.
Vede, e un cal. E un cal cu sânge. Cu sânge și mare și tot ce trebuie. Bă, dar e mare, e frumos și ăsta. Lasă că se... Ăsta tot e semigreu românesc? Da, semigreu românesc, prin mama lui. Acum nu știu sigur carul din Chicago. Vine să-i cumpărat. L-ai de mult? L-am de la Sărbători, de la Crăciun. Oricum și ăsta se face un cal frumos. Se face cal greu. Ia. E tuns odată cu oameni, e tuns-o? I-am tuns-o. Nu fost afară, v-am spus, vreo cei câteva două luni și la trebuie. Lasă că e frumos, că îndată se obișnuia, știe el. Ăsta nu-i potcovit. Mai mult, Gabi, cred că de la Crăciun nu l-a mai spus. Nu-i potcovit ăsta, doar, nu? Nu, dar am în pace, am pe iunie, că... A. Faci un an, am pe iunie. La toamnă, dacă îi fi sănătos și avea timp, îi încerca să pun un pic haul. Asta ce culoare iasă? Un... Măi, mama lui e ciocolatii. El e dat exact în mama lui, cam așa. El zic că se închide, se face ciocolatii după părerea. Dar știi de undeva, de unde provine? De la... De la domnul Gheorghe, al un an, așa zis, din Stulpicani. Din Stulpicani? Da, din Stulpicani. Și am înțeles că e... Un car de-a lui Ghiță, Baham, din Solca. Da, dar știu și pe Ghiță, cum? Da, e scuscrii cu... A, cu ăsta și... Cu domnul de unde am mânză. Da, 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 da. Și am înțeles că e zis un car de-a lui. Frumos mânză, frumos. La cât are, nici n-are un an. Da, pe iunie, pe iunie. Da. Așa voi, Nicule. Dacă ar avea el un pic de spațiu, să-i dai drumul. Urmează să-i dau drumul la pascut și o să... Da, aveți în partea aia altă sus? Am aici vreo 20 de hectare. Oh. Am farmă, am vreo 40 ceva. Și cu fier sau cum îl e? Nu, am gari. Ah. Aici, dar la palma cu fier. La palma cu fier. Uite ce, să ridic în două picioare la comandă. Cât e de frumos. O mai auzit el undeva un căluț. Aoleu. Mai că stai, el când vrea, el atunci se ridică. Na, el e ca un copil, da, încă... Da, nu știe nici el ce cu... Dacă nici nu a fost scos afară... Nu a fost de mult, că aici am un pic strâmt, e un pic problemă cu scosul. Cât a fost acolo, de-am dat drum. Acum n-am mai avut cum să dau drum. A. Terenul nu, nu favorabil, de așa ce el trebuie să mai dea încă părul jos, da, încă mai se oboade. Frumos. Un ciocolatiu frumos. Stai liniștit că nu-ți fac nimic. Trebuie să-l curăț un pic ca unghii. Are unghii un pic mari, l-am curățat odată după ce l-am luat, dar o stat în graș și trebuie să mai curăț un pic ca unghii înainte de a-i da drumul. Dar el, dacă îi dai drumul, nu se roade așa, nu? Păscut. Mai da. Se roade, dar până una alta calcă rău. Mm. Special asta din față, că calcă un pic pe spate. Da, el mai așa un pic, dacă vrei. Aveți grijă. Da.
Așa, e bine, așa că aici... Dacă nu scoți afară, gata, îți dai seama cam... Da, păi, dar intră și el în rândul cailor, acum, de la un an. Ia-s un armăsar frumos. Îi lipsește un pic, trebuie un pic de antrenament. Da, păi, na, da. E stat, deci nu știe să calce. Când o să-l dai drumul și urcă el la deal și coboară și... El a fost de mic, e născut pe munte, pe... nu a fost născut în grajd undeva, e născut pe munte, dar na, de, la... de când mai drept, iarnă nu mai... Cum zicea omul cel acolo, au zer sau ce, de ce e așa? E născut la stână, pe munte. A, a fost la o stână undeva. Da, 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 omul e... Baci. E a achiziționat, e baci. A, are stână și el. Are stână. Poate o să ne vadă pe YouTube. Cum ai el spus nu, că... dar copiii lui sigur. Da, omul e mai în vârstă. Cum îl cheamă? Gheorghe Alunan, îi spun. Gheorghe Alunan de la... De la Stulpican. De la Stulpican. Cum îl cheamă? De la Cristina și mai cum? Flocea, Flocea. Gheorghe Flocea. Gheorghe Flocea de la are Stulpican. Are și un băiat Gheorghe Flocea el. Da, da, da. Frumos. Frumoasă iapă are Gheorghe. Da, dacă nu l-au fost scos de atât timp, mă așteptam să fie mai rău încă. E un cal cu mici, liniștit. Mă așteptam și eu să facă mai multe. Da, să fie mai agresiv, da? Da. Maestre, să trăiască, să fie sănătos, să ai parte de el. Să iasă un, să iasă un căluț frumos. Bine. Da. Gabi, de ce-i plac armasarii? Că se ridică în două picioare, că nechează, că bat din picioare. Da, mi-a mai zis cineva, dacă nu nechează, el nu ține calul. Da, exact, așa. Pentru doi cai frumoși am vândut la sărbători. Unul mai greu, Cavidan. Mama lui era românească, tata lui era greu polonez. De la domnul Chirile, au fost cai... De la Putna? Da, care se apie Abexa. Unul mai este din Abexa, Laser. Un, tot un murg închis. Da, laser. Și unul am înțeles că a murit-o, poate ceva și a murit. Poate, nu știu exact. Am avut un cal de sub armăsarul ceara și de sub o iapă românească de-a noastră de aici. Și unul am avut 100% românesc. I-am vândut unul în Iacoben și unul în Ostra, asta iarnă. I-am dat, unul avea 3 ani și unul avea 4 ani. Frumos cai. Unul era mai greu ca asta și unul mai ușurel un pic ca asta. Cai de păduri învățat pe viața lor. Am înțeles că... O lua bani foarte buni de ei și nu... Nu, eu zic un cal bun nu-i de dat, dar... I-am mai schimbat și eu, i-am mai... Azi că îți crește ăsta tânăr... Am pus ceva nou. Îți crește ăsta tânăr, acum așa e mânza... El face în grajd așa, bate? Calul, Vidan. Poate chiar mânza că e aici? Nu, calul. Nu, Vidan nu are stare, că... Ăsta l-ai botezat, nu? Nu, sincer să fiu, nu l-am botezat. Dacă are cineva vreo idee de nume, poate să ne dea mesaj. Noi le-am pus la toți nume și acum nu mai avem... Putem să-i punem un nume, eu știu... După asta pân, că l-am botezat după asta pân. După de unde l-am luat, tot i-am pus câte un nume. Am un Gheorghe, nici de cum nu putem să-i pun. Voi cu i-am spus cândva, da. Rămâne așa, ne decide. Da. Bine, Doamne ajută să fie sănătoși toți!